Și mișto aici. Wow! Salutare tuturor, este Rafael și bine v-am regăsit la GTA Online cu abonații. Am invitat câțiva să ne jucăm și să ne distrăm. Și am ales câteva curse interesante. Avem și niște gifile și codura 12% reducere în descriere. Aș vrea să beau, dar nu pot că pleacă cursa. Ok, problema este că e zăpadă și o să ne încurce cursele. Abia aștept să dispară zăpada asta. Cu abonații, băia. Deci n-am mai jucat GTA Online cu abonații de când făceam live pe Trova, uite pe Vali. Băieții ăștia grei. Trebuia să le pun și un parcurs de la imposibil. Vedeți și tu cum se duce mașina. Gen, bă, n-ar trebui să se ducă așa, știi, hărțile nu sunt făcute pentru zăpada asta. A, vedem ce iese de aici, că iese nebunie. Uite-l pe Dino în spate acolo. Aici trebuie să frânăm, că zbori cu totul. Fiți atenți, asta e cea mai tare parte. Chiar o să și înregistrăm. Oh my god, moment epic în comentarii. Trebuie să oprim filmarea. Ce se întâmplă, bă? Of, bă, abonații! Abonații, unde sunteți? Merge laterală, băiatul ăla. Au, l-am mai pus și două leapuri ca prostul. Ai de capul meu. Salut YouTube! Fac vlog. Ok, așteptăm să mergem toți, oricum nu contează care. What? Cine m-a întrecut, mă, că nu-i nimeni în fața mea? Ce, mă? Ideea e să ne jucăm în mai mult, nu neapărat cine câștigă tryhard, să merg doar eu toată cursa. Te. Tu-ți dai... Bă, șobolane! Nu! M-a aruncat șobolane! E foarte greu că e zăpadă, adică astea sunt imposibile. Eu n-am înțeles niciodată de ce efectiv oamenii adaugă zăpadă. Adică, bă, frate, lasă-mă să scot zăpada pe hărți custom. Nu e corect, pur și simplu. Ar trebui să poți să-i dai toggle. Mamă, ia vezi și mișto aici. Wow! Mamă, ce tare! Let's go, boys! Mamă, trebuie să te întorci? Oh, snap! Ce mișto! Vezi că e tare rău harta. Sunt pe locul 2, deci... Nu mai e nimeni în spate, cineva în față. Păi nu era asta finalul? Mașina mea zice că nici nu merge. Ușor, ușor. Păi dăm înainte. Deci abia aici se termină. Uitați-vă în dreapta jos. 27 din 27 de checkpoint-uri. Sunt prost rău de tot că am pus două leapuri. Sunt în tălău. Trebuie să termin cât mai repede o cursa. Că dacă termin cursa, ceilalți o să-și ia DNF. Did not finish. Ceva de genul. Ia vedeți aici. Wow! Mamă, din first person trebuie să facem pe următoarea. Ia vedeți aici mișto. Oh, dar nu se vede în față mult. Mamă, nici nu știai. Cred că aici o să pică, m-am dus prea... Mamă! Nu știu cum n-am picat acolo. Se apropie finalul, vedem în stânga jos. S-a durat prea mult cursa, adică mă joc de 7 minute, 10 minute o cursă. Oh, nu l-am lovit? Bun, am ieșit pe locul 2, l-am lăsat pe el. Eu n-am jucat la tryhard, să-i spun locul 1, că puteam să-l lovesc, să intruiem sau așa. Jucăm de fan, nu e problemă. Și se încarcă. O să-i vedem pe ceilalți care își vor lua DNF. Mai e Dino, Vali și Alex, îi vedeți stânga sus. 5, 4, 3, 2, 1, DNF! Să scriu, bă! Nu merge să scriu, what? Nici n-am apăsat Enter, e alta. Le zic e altă cursă, că nu mai e aceeași. Avem ceva stunt, nu mai știu exact cu ce e. Stunt cam. Și am pus cu contact, că era fără contact cursa, adică să nu ne lovim între noi. Acum putem să ne ciognim ca să fie trollul maxim. Și hai să vedem dacă reușesc să întrec abonații sau nu, că sunt pe ultimul loc. Și a fost lagul ăla, nu știu. Ia uite cum cad abonații, bă! Și da, rău că e zăpadă, da? Ne bucurăm de zăpadă, presupun că e o dată pe an. Deja sunt pe locul 3. Dacă apăsăm Z în dreapta jos, vedeți că avem 36 de checkpoint-uri. Stânga sus e toată lista. Mamă, am trecut peste toată aia. Hai, 3, 2, 1. Let's go, boys! Nimic nu se mai înțelege. Mai înțelegeți ceva? Bă, ce se întâmplă? Nu știu din ce unghi să mă uit.
Oh my god! Super! Mama, mama, ce control are mașina! Foarte bun! Avem prin spate! Sărim pe rampă din nou! Rampă imposibilă! Mama, mama, nu! Ok, era să lovesc semaforul. Nu știu cum, dar am ajuns pe locul 2. Cineva a căzut, cred. Îl căutați pe Social Club, pe Rockstar. Și îl găsiți și dați join. Că de acolo... Aoleo, s-a dus locul 2. Wow, stă prea pe dreapta. Deci trebuie să fiți abonați la canal ca să prindeți, că pun pe community și dacă nu vedeți când filmez, jale cursa asta. Jale, jale, suntem pe locul 4. Aia e problema, știu, faci o greșeală și ești papa. Dar și ei pot face una. Bă, m-am poziționat binișor, direct pe direcția aia. A, suntem la casino aici. La Diamond Casino. Uite, e așa alb episodul, totul e alb. N-are culoare. Ia uite ce claxonează. Eu mâncam aici, n-am niciun stres. Hai, să vedem. Aici? Aici nu e podul ăla de te duce la poliție? Nu, e alt pod. Ia uite, mă, șobolanii ce fac. Țin ei, bă, să fac accident. Trebuie să fii șofer bun de tot, că e și zăpadă. Adică imediat te duci. Să vezi un pic mai în față. Bă, frate, uite, sunt oameni pe stradă, bă. Mamă, ce-au zburat frățiorii. Wow, mamă, vine. Ia să fim pe fază. Oba. Unde am zburat, mă? Ce, mă? E imposibilă, mă! Nu vezi! Și alunecă mașina! Ia aia? Nu, nu, nu! Cred că e imposibilă. Efectiv, toți. Cred că harta asta ne-a pus capac. Cred că ne-a pus capac harta asta. Avem un face transformation, parcă? Mergem față în față și se transformă mașinile. E destul de distractiv, suntem cu abonații din nou. A trebuit să ieșim din cursa aia pentru că nu poți să-i dai skip. E atât de vechi GTA-ul și îmi doresc atât de tare să se lanseze odată GTA 6. What? De unde m-a spawnat? Vreau să se spawneze, doamne, să vină GTA 6 și să avem un GTA Online nou, frate, pentru că ăsta e mult prea vechi. Dacă nouă nu ne place cursa acum, nu putem să-i dăm skip. Trebuie să ieșim pe sesiune online și ghiciți ce? Aie, nu ne transformă? Wrong way. Mă, checkpoint-ul ăla la final. Uite-l pe al nostru, bă! Și ghiciți ce? După ce ies de aici, mi-a dat eroare și nu mai putut să intru pe nicio sesiune. Am încercat efectiv de 3 ori, 3 sesiuni am încercat. Nu mergem. Mă, ce se întâmplă cu cursa asta? Checkpoint-ul ăla prima oară. Dar... lol. Ne-a dat mare bait, că la început nu trebuie să venim deloc aici. O să ne schimbăm mașinile face-to-face și să ne bușim între lui ca nebunii. Aaa, Vali! Deci mă înjură, Vali, pe chat acum. Mă sparge, Vali. Mamă, e tare mașina aia. Mamă, merg după el, fii atent că asta ne protejează. Ne apără de toate mașinile. Problema e că nu spune frână aici, ceea ce e un pic questionable. Mamă, fii atent, pe zăpadă, pe frig, mergi cu decapotabila, fără parbriz. Efectiv îți îngheață fața. Cum facem noi aici, că vine... Bă, ne-a aruncat pe toți! Nu! Mamă, suntem în spate de toți noi. Ce e mașina asta, că nu e nimănui? O să ne dea... Mașchineta asta. Bă, frate, glumești. Ia ea. mă împinge Daniel, iată. Bă, ne-am blocat efectiv, what? Eu așa ceva nu am mai văzut, nu mai putem să plec de acolo. Cred că a durat 20 de secunde acolo să mă respawnez. Adică, efectiv, am pierdut din cauza jocului. Ce se întâmplă, bă? Suntem aceeași mașină, noi.
Fii atent, sunt protejate efectiv. M-am respawnat în 20 de secunde, vă vine să credeți? Eu așa ceva nu am mai pomenit, nu există. Să te respawnezi atât de greu. Aici trebuie să încetinim. E grea mașina asta, mamă, ce are ăla. Oh my god, s-a dus și el. S-a dus și al nostru. Ia din că el se dă din calea mea. What? Pe bune, ai intrat în mine? Tu vezi ce mașină am? Mamă, cine mă ăla de zboară așa? Cred că ne cocoșa. Dar nici nu pune frână. Deci abonatul ăla e mult prea troll. Daniele! A, uite că ți arată camion. Joacă camionul ăsta. Dacă ar exista și în viața reală și merge așa. Haideți, băieți! Oh my god! Bă, cum au zburat! Vai, vai, lol! Lola? Doamne! Mergem cu Dricu. Îl sparge de răzvalii pe chat. E tare, mă, cu abonații. Trebuie să veniți și voi odată. A, trebuie să fiți pe fază pe community. M-am cam chiruit un pic până au intrat, știm? Dar a fost ok. Eu mi-aș fi dorit să fim mai mult, să fim 20. Dar eu am anunțat abonații cam cu jumătate de oră înainte, o oră. Adică, gândiți-vă, în crew au intrat cred că 100 de oameni, dar în meci au intrat 8. Pentru că ori nu primesc invite-uri. Bă, frate! Și-a ruinat și el, și eu. Trebuie să cam... Uite, acum a fost ok. Ce să fac eu, mă, cu smart-ul ăsta? Abia pleacă de pe loc. Foarte periculoase mașinile astea, cred. Adică dacă ai făcut vreodată accident, cred că ești conservă instant. Trebuie să mergi încet cu mașina asta. E bună pentru oraș, dar... Mă, de ce nu mă întoarci? E un pic stresant. Bereciuc. 3, 2, 1. Da, nu mai zicem nimic. Mama, cum se duce asta? Regele! Cred că glumești! Cred că îți bagi joc de mine! Nu se poate, frate, fix la final, deci nu se poate! A, din nou asta. Există mașina asta în viața reală, nu? Salut, Vali! Valica! Ciu! N-a păsit nimic, cred. O, mă, uite, e! Wow, wow, wow! Pe locul 4. Uite-i pe ăștia, bă! Distrugere totală. Mamă, nu te cred că a aterizat până la urmă. Fii atent. Mi-a dat Cristi mesaje. Te spargi de râs. Dacă nu era zăpada asta, frate, abia știu. În următorul nu o să mai fie zăpadă. Cred că o să o scoată. Că s-a dus Crăciunul. Și... Clasic. Clasic. Pentru că, uite, de știu, abia pleacă mașina de pe loc. Derapează din start. Nu e ce trebuie, mă, nu e, nu văd niciun avantaj efectiv la zăpadă pe GTA Online. Nu văd. Ce face, mă, ăla? What is going on? A vrut să blocheze intrarea. Ce se întâmplă? Mă, ăștia sunt șobolani? Aveți Formula 1. Nu, nu, nu! Ou, la limită. Mai pot să ies de aici? Aparent, da. Hai, fraților! Bă, cu ce ușurință împingi mașinile! Aaaa, nu! Sunt și eu nebun. Nici eu n-am stare. Viteza Ferrari! Bă, sunt ok, dar sunt cu susul... Mamă, iar mi-a dat asta. Really? Într-adevăr, sunt câteva mașini care sunt distractive pe modul ăsta. Și ți le dă de mai multe ori.
Îl prind din urmă? Am voiam să-l... Batman. Aveți-l pe Batman în aer. Aia, e rândul meu acum. Doar atât, mă? O fleștică de flacără. Cred că mă fac de asta, da. Finish, ia. E ultimul. Dă-i, bă! A căzut, cred că o să ajung pe 3. Oh, what? Nu ne schimbăm așa? Ah, era în capăt, lol. GG, mă. GG, GG. Bun. Cam atât a fost. Astea au fost cursele momentan. Astea au fost cursele pentru azi. O să mai facem cu abonații pe viitor. Da? Like pentru toți băieții grei. Like pentru toți abonații care au fost prezenți. Îi vedeți aici pe ecran. Like, 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 că m-a ajutat și le mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de mine. Sper că ați apăsat butonul de like. Aveți GIF-ul în descriere, codul RAF 12% reducere. Jocuri mai ieftine. Ne vedem data viitoare. Pooo!